Ani și Rebeli, pentru că țin foarte mult la imaginea voastră, dar și a bărbaților din fața micilor ecrane, ei bine, m-am gândit să vă dau câteva ponturi legate de tunsori. Așa că luați aminte! Se poartă toamna asta. Dacă în trecut aveam niște tunsori, să zic șablon, să zic așa se poartă, anul 2021 a adus foarte multă diversitate. Și anume, noi, de exemplu, personalizăm, facem tunsori unice, personalizate pentru fiecare client în parte, după stilul lui de viață, stil vestimentar, chiar personalitate și, de ce nu, după profilul lui psihologic, mai nou. Ștanii vin cu niște tunsori, vor niște tunsori mai stilizate, mai ciudate, să zic așa, mai de clubări, cu foarte multă textură în partea de sus. Foarte mulți oameni de business care se tund mai cu minți, să zic așa. Iar acum contează foarte mult și restricțiile pe care le vom primi, pentru că ne întoarcem ca și anul trecut, în 2020, în care în toamnă s-au purtat niște tunsori foarte cu minți, să zic, de stat în casă și ieșit până la magazin și înapoi, pentru că restaurantele și cluburile, din păcate, se vor închide. Și atunci se va schimba puțin moda. Deja vin clienți și spun, băi, tunde-mă mai scurt, mai simplu, să-mi stea bine și să mi se aranjeze ușor, pentru că n-am timp să stau toată ziua, să-mi fac freza, să-mi fac cu gel, cu ceară sau să-mi o stilizez, să zic așa. Dacă la femei tunsoarea depinde și de forma feței, lucrul acesta se aplică și în cazul bărbaților? După forma feței se cam tunde doar mai mult la femei. La bărbați, foarte mulți bărbați suferă de alopecie, cu chelie și atunci trebuie să ne adaptăm la fel după plantația firului de păr. Cam cât de des recomand să vină un bărbat să se tundă? Ideal ar fi cam la 2 săptămâni. Am clienți care se tund și la săptămână, alții la o lună, dar ideal ar fi la 2 săptămâni, pentru că bărbatul nu trebuie să fie frumos, trebuie să fie îngrijit. Și atunci, după 2 săptămâni, începe să crească părul pe ceafă și arată destul de neplăcut, neîngrijit, să zic așa. Există produse cu care bărbații își pot hidrata părul? E necesară această hidratare? Sau? La bărbați, doar dacă au părul lung, este nevoie de hidratare pentru păr. Pentru că la păr scurt, hidratarea se face pe cale naturală de la sebumul pe care îl secretă pielea. În materie de vopsit la bărbați, ce se poartă toamna asta? Toamna nu prea se poartă culorile la bărbați. În general, bărbații vin, cei sub 25 de ani vin și se vopsesc, cei îngrizonat argintiu. Deja începe să apună, practic, partea cu vopsitul pe anul acesta. Care sunt plusurile și minusurile unui vopsit? La păr alb, la bărbați, pot să spun că am recomandat de ceva vreme să nu se mai vopsească, pentru că dă ușor în penibil, nu arată foarte bine. În schimb, dacă chiar te deranjează foarte mult fire de păr alb, există spumă acum cu care poți să te dai să ți le acoperi, există produse de styling. Deci vopsitul la bărbați nu prea recomand, decât cel argintiu. Iar șuvițele nu se mai poartă în ultimul timp. Doar așa niște accente de lumină, poate făcute cu puțină vopsea, care să nu se vadă în evidență, adică să fie ceva foarte natural. Avem aici un model, vopsit argintiu, grizonat. O să-i facem 2 meșe, una albastră mai închis și una mai deschisă, ca să se vadă ca un degrade. Și cam atât, după care o să-i fac o tunsoare, ceva cu foarte multă textură sus, o să-i fac un taper pe laterale,